Gălăgioase instalate pe mașini ar putea scoate bani buni din buzunar dacă sunt reclamați. Legislația în vigoare spune că alarma nu ar trebui să depășească un anumit prag fonic. Pentru prima oară, noile norme rutiere interzic și anumite alarme care sunt mult prea sensibile. Noua lege prevede amenzi între 1300 și 3000 de lei pentru proprietarii de mașini ale căror alarme deranjează vecinii. Păi că mari amenziile, că amenziile cresc, salariile sunt mici, pensiile sunt mici. Astea sunt, ce să facem? Cum vi se par amenziile? 1300 și 3000 de lei? Rezonabil. Noua lege rutieră stabilește câți decibeli ar trebui să emite sunetul alarmei, dar și cât ar trebui să dureze. Noile reglementări stabilesc faptul că sunetul produs de alarmă nu ar trebui să dureze mai mult de un minut. Totodată, pe timp de zi nu ar trebui să depășească 35 de decibeli, iar pe timpul nopții între 22 și 6 dimineața 25 de decibeli. Legea are totuși o hibă, motiv pentru care amenda poate fi contestată și poate fi anulată în instanță. În momentul de față ne este greu să vedem sau să ne imaginăm, pentru că de altfel nici nu există dispozitive care să măsoare câți decibeli poate sau la câți decibeli poate să ajungă o asemenea alarmă auto atunci când este în funcțiune. Dacă nu există un aparat omologat care să constate un asemenea aspect, ei bine, și procesele verbale rămân fără suport. Potrivit regulamentului de aplicare a codului rutier, sunt interzise și alarmele auto extrem de sensibile, care pornesc chiar și la trecerea pe strada unei alte mașini.